Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre cazul ăsta cu noua vedetă, omul pe care, ce să vezi, îl cunoaște toată țara, numai doi polițiști nu-l cunosc, domnul Horodnicianu, procuror. Săracu, da. Da, domnul, fostul procuror șef de la DIICOT. Adică procuratura anti-mafia, cum ar veni, că asta e împotriva crimei organizate. Acum este vicepreședinte la Consiliul Suprem, Consiliul Superior al Magistraturii. Tot ce mai chiar. Adică structură, da. Da. Cei care monitorizează și verifică justiția. Care, ați văzut, sunt convins la știri, e subiectul unui scandal, a făcut pe Deștept în fața doi polițiști rurali care l-au tras pe dreapta, vineri noapte, sunt convins că ați văzut subiectul la știri sau l-ați auzit, dar noi am vrea să facem câteva comentarii aici, colegii de la știri nu pot comenta, ei doar dau informația, noi ne permitem mai multe. Deci domnul Horodnicianu era prin comuna Schitu Duca din Iași, când a depășit o mașină de poliție. Un lucru pe care oricine știe că nu e cazul să-l faci dacă mașina de poliție merge cu viteză regulamentară. Toți știm asta. Bă, merge mașina de poliție în fața ta cu viteză regulamentară, nu ești tâmpit să depășești mașina de poliție, că te trage pe dreapta, este automat. Cum mașina mergea deja cu 70 la oră, polițiștii evident l-au tras pe dreapta și, surpriză, șoferul a început să ia la 30. Cum și-au permis ei să-l tragă pe dreapta? Adică ce? Nu-l cunosc? Și acum o să difuzăm câteva înregistrări. E mai lungă toată întâmplarea, dar avem câteva segmente și le comentăm pe fiecare. Hai să o vedem pe prima. Pentru că ne-ați depășit, așa, în primul rând... Am voie să mă depășesc? Este limită de 50. Așa. Noi circulăm deja cu 70 la oră. Domnule, lăsați-vă termin. Cine sunteți? Sunt procuror șef Horodnicianu la crimă organizată. Nu mă cunoașteți? Documente. Nu mă cunoașteți? Dar de ce nu mă cunoașteți, oare? Dar de unde sunteți noastră? La Vaslui sau la Iași? Agent David, din cadrul secțiunii Poliției Rurale. M-am prezentat. Iași? Vă rog să-mi dați documentele noastre. Da, și ăsta îi zice, vă dau legitimația de procuror. Și ei spun, el ignoră cu legitimația de procuror și spun, nu, dați-mi actele, cum se face. Dar vă rog să remarcați ce calm sunt polițiștii și ce tupeu are ăsta. Și doi, bă, acum... Mi-e și jenă să spun asta. Eu, unul, sunt în meseria asta de 30 de ani. Și o bună perioadă de timp am fost și la televizor, mă mai recunoaște lumea pe stradă și după voce acum. Bă, mie de două ori mai rușine dacă mă trage poliția de pe dreapta și mă recunoaște. Adică, mi se pare mult mai jenant. M-a tras odată cineva pe dreapta, da. Că făcusem, nu mai știu, o contravenție, am luat, cred că depășisem viteza. Și mi-a zis, zice, domnul Petreanu, dar pentru dumneavoastră nu se aplică regulile? Băi, am intrat în pământ de rușine, serios, asta este mai rău decât amenda. Corect. Niciodată n-am protestat, n-am nimic, asta e, frate, am greșit, plătesc, îmi asum chestia asta. Nu sunt infailibil. Trebuia să spui și tu, a, deci m-ați recunoscut și cu toate astea m-ați oprit. Dar nu mă cunoști? Dar nu mă cunoști? Dar ce importanță are, mă, dacă te cunoaște sau nu, dacă ai făcut o contravenție? Adică dacă ăla merge cu 70 la oră într-o zonă de 50 și tu îl depășești și te trage pe dreapta, bă, tu ești cu gura mare. Și cum că și mă cunoști? Să se identifice, știi? L-a pus să se identifice ca să... S-a identificat. O să știu, o să spun, aflu eu cine ești și o să vezi ce să pățești. Cam exact. Asta e. Agentul David s-a recomandat, poftiți. Bun. Următoarea înregistrare. Apropo de amenințare. Deci domnul Horodnicianu trece la faza a doua a cocălărismului în trafic, ăștia care sunt bine conectați. Și care spun, lasă că te dau eu în gât la șeful. Ce, nu știi cine sunt? Stai să vezi ce o să pățești. Vorbesc eu cu șeful, mamă, ce o să-ți facă. Și îl amenință că o să vadă cu Gâtlan. Gâtlan este Costel Gâtlan, șeful IPJ Iași. Uite înregistrare. Noi vom opri pur și simplu, așa, pentru a vă atrage atenția. Noi nu vă sancționăm, dar doamne, atitudinea cu care dumneavoastră ați început conversația... Eu oricum mâine mă duc să mă văd cu Gâtlan. Nu are vor... Deci se poate așa ceva. Deci dumneavoastră m-a oprit cu angloid. Dumnealui a răpit, dar nu am ce probleme cu noastră. Cu dumnealui am o problemă. Da. De atitudine. Ma, înțelegi? Adică ăla, pe ăla cu problema cu atitudinea, i-a și zis că are bluza ponosită. Adică, păi ce, nu te uiți la mine? Eu am SUV, am mașină frumoasă, nu știu ce, tu vii la mine în uniforma asta de poliție ponosită. Păi îmi pare rău. Așa e treaba cu uniforma de poliție. Dar mă duc să mă văd eu cu Gâtlan? Da. Astea sunt... Aveam eu prieteni în anii 90, știau cum îl cheamă pe șeful de la rutieră, generalul X. Și pe unul l-a oprit poliția într-o noapte la 5 dimineața